Vineri 4 septembrie, la ora 16:30, consilierii județeni au fost convocați la o ședință a Consiliului Județean de îndată, cu un singur punct pe ordinea de zi, cel cu privire la aprobarea majorării salariilor angajaților din instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean. Majorarea este posibilă datorită unui ordonanțe de urgență care a permis autorităților publice locale să majoreze salariile cu până la 12%. Până acum, Consiliul Județean Giurgiu nu a putut aplica majorarea întrucât nu erau îndeplinite condițiile prevăzute de lege. De ce am fost nevoit să convoc de data această ședință? Pentru că de-abia ieri am reușit, după discuțiile pe care am avut la Finanțe și la Ministerul Finanțelor, să clarificăm problema plafonului de salarizare. În aceste condiții putem să îndeplinim cele două condiții impuse de lege începând de astăzi. Și din acest motiv am considerat că nu trebuie să pierdem nicio zi, da, în exercitarea acestor, în majorarea salariilor personalului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu. Instituțiile ai căror angajați vor beneficia de majorarea salarială cu 12% sunt Direcția pentru Evidența Persoanei, Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, Teatrul Tudor Vianu, Centrul de Conservare, Camera Agricolă, Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Direcția de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului. Trei instituții din subordinea Consiliului Județean Giurgiu, adică Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului, Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni și Centrul de Asistență Medico-Socială Mogoșești nu pot beneficia de majorare pentru că au beneficiat, începând cu 1 ianuarie 2015, de o creștere de salariu de 100 de lei.